Cel mai mult s-a scumpit motorina. În București, de exemplu, prețurile sortimentelor standard încep de la 8 lei și 20 de bani, dar ajung și la 8 lei și 60 de bani pe litru. Pentru benzina standard, prețurile variază între 7 lei și 70 de bani și 8 lei și 10 bani litru. Foarte, foarte, foarte scump. O să ajungem să tragem mașinile pe dreapta? Să rezolve problema de așa manieră încât prețurile să fie la un nivel accesibil. Reducerea accizei la carburanți cu 50%, în urma căreia prețurile ar fi urmat să scadă cu cel puțin un leu pe litru, a fost propusă de ministrul finanțelor încă de la sfârșitul lunii februarie, dar măsura nu a mai fost aplicată, iar unul dintre motive ar fi fost nevoia unui acord din partea Comisiei Europene. Aflat în vizită oficială în România, comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a precizat că reducerea accizei la carburanți este posibilă. Of course, the level of this reduction should be coordinated, and this is the guidances our services are providing in the coming days. Potrivit ministrului de finanțe, guvernul va anunța în scurt timp măsurile de sprijin. Pachetul de măsuri trebuie să privească atât companiile, dar evident și măsuri care să privească cetățenii pentru a combate pierderea de putere de cumpărare. Analiștii au făcut calcule și așteaptă o scădere a prețurilor la pompă. Există posibilitatea reducerii accizelor pentru combustibili, dar procentele de reducere vor fi agreate la nivel comunitar. Dacă se decide reducerea la jumătate a accizei, atunci s-ar reduce oficial prețul la benzină și la motorină cu circa 1,10 bani, 1,3 bani. Mai multe țări europene au luat deja măsuri temporare pentru a tempera creșterea prețurilor carburanților. De exemplu, Ungaria și Slovenia au decis plafonarea prețurilor, în timp ce Franța a decis să acorde un sprijin de 15 eurocenți pentru fiecare litru de carburant achiziționat. O măsură similară urmează să se aplice și în Germania.